noi oamenii ne trezim dimineața și nu mai spunem facă-se voia ta, Doamne, ci spunem facă-se voia mea. Noi avem un cult al voinței personale. Avem un cult al personalității pe care îl dezvoltăm de mici. Suntem narcisiști, dorim să fim vedete, dorim să avem un destin unic și nu ne punem problema pe care Hristos și-a pus-o să fim în ascultare față de Tatăl. Dar nu o ascultare oarbă, ci o ascultare, vine să spun, ființială. Ce înseamnă să fii într-o ascultare ființială față de Tatăl Ceresc? Să pui un acord deplin între cuvintele tale și faptele tale, între viața ta și viața Dumnezeirii. Și ce este viața Dumnezeirii? Este iubire.